salutare bunii mei prieteni, cu voi este Mihail Cycle și astăzi să vorbim despre Frank Medrano. Prieteni, am văzut că a fost foarte interesant prima serie a rubricii Celebrități din Calisthenics și astăzi să facem a doua serie. Deci, după comentariile care le-am citit, le-a câștigat Frank Medrano, așa că astăzi să fie această serie în special pentru Frank Medrano. Să-i dăm drumul! Indiferent de circumstanțe, stați întotdeauna motivați. Nu pierdeți în vedere imaginea de ansamblu. Există succes care ne așteaptă pe toți noi. Trebuie să fim destul de îndrăzneți să mergem și să o luăm. Acestea sunt cuvintele lui Frank Medrano, care mereu motivează mii și mii de oameni să se ocupe cu sportul, să ducă un mod sănătos de viață. Să începem despre Frank Medrano cât ceva. Deci greutatea lui actuală este în jurul de la 70 kg până la 74,35. Înălțimea sa este de 1,75 m. Naționalitatea sa este americană. Profesia sa este expert în calisthenics, maestru de street workout, trainer personal și, desigur, un antreprenor foarte bun. Frank Medrano nu a fost întotdeauna pasionat de sport. Potrivit sportivului, el a trăit o viață normală până la 30 de ani. În această perioadă, el a avut mai multe probleme cu sănătatea sa și din cauza greutății excesive, adică sufera de obezitate. Nu credeți că cum arată el acum, arăta mereu, era mai plenuț. El se simțea mereu obosit, lent și slab. De aceea, an de an, Frank a început să câștige mai multă greutate, se îngreșa cât mai mult. Nefiind fericit de aspectul său și de sănătatea lui, el a decis să obțină mușchi, să fie cât mai mare, să arate cât mai frumos. El s-a inspirat fix ca și noi, dragii mei prieteni. După ce a vizionat numeroase videoclipuri în linie de antrenament, Frank a decis să facă o schimbare pozitivă în viața sa și a făcut-o. O schimbare foarte mare. Deci primul săi paș în formarea sa fizică corporală, adică să arate destul de bine, a început în anul 2006. El a început să crească în greutate și după o scurtă perioadă de timp el a observat cum corpul a început să îmbunătățească treptat. Petrecând mult timp în sală de sport, Frank a devenit prieten cu alți sportivi și culturiști. În acel moment, corpul lui Frank a început să se preia o formă mai atletică, ceea ce l-a determinat să se găsească la o carieră în industria sportivă. A început încetușor să se ocupă, s-a făcut prieteni noi din sport, din calistenică și apoi s-a început o carieră în industria sportivă. La noi în țară este foarte greu să începi o carieră în industria sportivă, peste hotare este puțin mai ușor, dar nu trebuie să uităm faptul că muncă și iar muncă ca să obții ceva. După ce a petrecut ceva timp în sală de gimnastică și a devenit mai încrezător în abilitățile sale, Frank a început să antreneze în anul 2010. Să nu uităm cum este 2017, adică de grabă este 2018. După cum a spus Medrano, i-a oferit mai multe ocazii de a-și controla corpul și de a dezvolta abilitățile. Frank nu a petrecut mult timp în sală de gimnastică. A început să-și facă de treabă afară, adică să se ocupe cu street workout-ul, desigur. Ar fi găsit undeva unde să facă trageri, scufundări și împinge. Cu ani de răbdare și muncă grea, Frank obține rezultatele care le are. El a devenit mai rapid, mai puternic și are la momentul actual undeva 46% de grăsimi corporale. Este foarte slab, adică arată super tare. Trebuie să-și cunoașteți lucrul că Frank încă este și vegetarian. Antrenamentul corporal nu a fost singurul lucru care a ajutat-o pe Frank să construiască un fizic minunat. În 2010, prietenii lui Frank, Dan Atanasio și Noel Polanco, i-au arătat lui Frank cum ar putea beneficia de a deveni vegani. Câte puțin, Frank s-a schimbat treptat și a scos carnea din dieta sa și a înlocuit-o cu alimente pe bază de plante. Înțelegeți lucru, această persoană arată superb și este vegan. Nu mănâncă carne, trebuie să înțelegi, este foarte complicat să arăți așa de bine, să ai 74 de kilograme și să fii vegan. Este o tărie de caracter foarte bună. Este o persoană care trebuie, nu știu, apreciată și să iai niște exemple de la el. Eu nu aș putea fără carne, mi-este foarte complicat, dar el persoana a reușit și uite, este vegan deja câțiva ani. Potrivit lui Medrano, o dietă bazată pe plante i-a dat mai multă energie, o recuperare mai rapidă și un fizic mai sănătos. Dieta sa pe plante l-a făcut al mai sănătos, o energie mai mare și să se simte cum dorește el. Eu n-aș putea. Deci să vorbim de ce a ales el calistenica. Trebuie să vă închipuiți că niciun echipament, puteți să vă antrenați oricând, oriunde. Nu există restricții și limite. Calistenica, adică street workout, oferă ocazii pentru creativitate. Puteți face aproape orice model de mișcare. E extrem de greu și intens. Este foarte distractiv. Vă oferă posibilitatea de a învăța control asupra corpului.
Calistenica vă oferă șanse de viață pentru a vă antrena și a deveni mai puternic și veți depinde de nimic decât de greutate corporală și de determinarea voastră. Vă închipuiți ce este calistenica, ce este street workout-ul? De ce iubim noi street workout-ul? De ce el iubește el? Cel mai important, un avantaj grozav care elimină orice altă pregătire este capacitatea de a construi o forță și capacitatea de a construi duritatea mentală. Adică, după cum spun și eu, trebuie să ne dezvoltăm nu doar fizic, dar și mental. Acesta este principalul scop în viață, să fim dezvoltați și fizic și mental. Deci, referitor la nutriție, el nu stă și se gândește la calorii, dar este foarte conștient de ceea ce corpul lui are nevoie să mențină, să crească și să repare. Așadar, obiceiul lui alimentar în funcție de programul meu și de obiceiul de antrenament. El vorbește despre nutriție în felul următor, că nu se calculează caloriile, dar este foarte conștient de ceea ce corpul lui are nevoie să se mențină, să crească și să se repare după antrenamentele care le face. În funcție de programul său de antrenament și obiceiurile care le are, să face un regim alimentar. Din cauza instruirii intense pe care o face, se asigură că ia cât mai mulți carbohidrați complexi și alimente de origine proteică de calitate. Deci vă întrebați că ce mănâncă el. El spune că majoritatea mieselor lui provin din linte, quinoa, fasole, broccoli, spanac, pâine integrală, cereale, brânză sălbatică, orez brun, lapte de migdale, nuci, fructe, unde arahide, ciuperci și suplimente cu pulbere de proteine. Adică se alimentează cât de corect posibil, undeva la 95%, corect 5%, așa se mai permite cât ceva. Și să nu vă întreba de ce arată atât de bine, că se alimentează foarte, foarte bine și muncește foarte mult asupra lui. De aceea dați-i un like. De când a început să se ocupe cu sportul? El a fost instruit, după cum am mai spus, 2006, adică acum 11 ani deja. El a început cu ridicarea în greutate în primii 4 ani, apoi a trecut cea mai mare parte la pregătirea în greutate în 2010. 4 ani s-a ocupat cu street lifting-ul, adică greutăți, ridicări, împingeri. Apoi din 2010 a început cu calistenica mai operativ să se ocupe. Cred că mă întrebați dacă el ia ceva suplimente nutritive, căci așa un corp frumos trebuie să ia cred că ceva suplimente. Desigur, da. Suplimentele nutritive sunt acele. Bea aminoacizi și creatină în timpul antrenamentului, plus la aceasta e post-antrenament de proteină. Adică înainte de antrenament o porție de proteină, în timpul antrenamentului niște creatină și BCA, ceva aminoacizi și după mai iau proteină. Cam așa. Greutatea lui grăsime, după cum v-am spus, persistă de la 4 la 6%. Vă închipuiți? Cât e de uscat băiatul, cât e de definit. Când vă întrebați cum a început el să devină atât de puternic, să învețe toate mișcările pe care le face acum. El făcea antrenamente core, cât mai mult lucra la asupra abdomenului, foarte mult lucra asupra abdomenului, plus făcea elementele de bază, care vă spun și eu, elementele de bază, să faci exercițiile de bază, cum spunea și Hannibal și spune și Frank Medrano, trebuie să începem cu o bază oricare, apoi putem să mergem mai departe cu elemente din statică și dinamică. Facem elemente de bază până în punctul în care dominăm exercițiile, adică deja avem o pregătire oarecare și apoi începem să punem împreună circuitele antrenamentului corporal, care ajută să progresez în exercițiile deja mai dificile. Deci încă o întrebare foarte interesantă, cred că v-ar să referi dacă poți să antrenezi calistenica în fiecare zi, cum o fac eu și alte persoane, cred că. Da, el antrenează calistenica în fiecare zi. El spune așa, atât timp cât vă dați corpul o odihnă adecvată, adică un somn și o nutriție pentru o recuperare adecvată, adică o nutriție alimentară cât mai corectă, puteți urma o rutină reușită de calistenică care vă poate oferi rezultate excepționale. În opinia lui însă, cel mai bine este să vă odihniți cel puțin 1 sau 2 zile. Adică pentru începător, cum recomand și eu, cel mai bine este să facă pauze. O zi antrenament, o zi pauză, o zi antrenament, o zi pauză. Cred că este o întrebare care pe mulți vă interesează, când veți fi gata să avansați, adică când sunteți voi pregătiți să mergeți mai departe, să faceți următorul pas pentru cei începători. El spune că regula bună este de a progresa mai departe atunci când ați dobândit calificarea actuală și vă simțiți foarte ușor, adică vă simțiți în apele voastre. Dar în realitate toată lumea este diferită, adică unii oameni pot să dețină o poziție timp de 5 secunde, adică un front lever, un back lever sau ceva, un handstand, iar alții pot să țină 15 secunde. De aceea trebuie să amintiți că nu trebuie să vă grăbiți în ceea ce puteți. Mai bine să faceți încetișor cu pași mici, progresați și totul o să vă se primească. Nu o să puteți să ieșua niciodată dacă o să faceți totul după carte. Că vă spun, este o lume diferită. La unii se învață mai ușor să facă ceva, unii se învață mai greu să facă ceva. Dar la toți
vi s-a primi până la urmă dacă veți face ce trebuie. Frank Medaran are un blog foarte activ, are 1 milion de abonați pe Instagram și aproape 900.000 de abonați pe YouTube. Deci lui îi place să se exprime și să împărtășească experiența și cunoștințele sale prin intermediul vlogurilor sale, cum îmi place și mie să fac. Simte că poate ajuta mulți dintre oameni în călătoria lor de fitness și în provocările cotidiene. Pe lângă antrenament, îi place să mănânce, să asculte muzică și să se relaxeze. Deci, una dintre sursele principale de inspirație a lui Frank Medaran sunt adepții lui și legătura pe care o are el cu ei. Adică persoanele care se motivează de la el, persoanele care se inspiră de la ei. La fel și când vă spuneam și eu vouă că voi sunteți motivația mea, voi mă inspirați să fac aceste vloguri, aceste video, așa și el. El crede că a fost un tip obișnuit care a început într-o parte de jos, adică a fost foarte jos și a ajuns la succes prin munca grea, disciplină și dedicare. Persoana ca el care reușește să se conecteze cu oamenii normali pentru a-și îmbunătăți viața și calitatea vieții. Obiectivele viitoare ale Frank Medaran sunt, el spune că vrea să facă conținuturi noi, să apară cât mai multe videoclipuri, seminare, să facă cu lumea traininguri și să vorbească și despre nutriție, alimentație, despre tot. Acesta este scopul pe viitor. Și la sfârșit de toate, aș vrea să vă spun mesajul care inspiră mii de oameni, mesajul lui Frank Medaran. O să citesc acest citat despre el. Uneori ai acele zile când nimic nu pare să meargă. Credeți-mă, și eu am același lucru. Dar știți ce? Viața nu este perfectă și nu va fi niciodată. Nimeni nu va trăi o viață perfectă în momentul în care ei au plecat de la ea. Deci, trebuie să învățăm cum să trăim o viață imperfectă în cele mai bune abilități. Nu fiți stresați, nu vă faceți griji, credeți și trăiți cu adevărat ceea ce este în interiorul vostru. Aveți credință și trătați viața. Nu lăsați să trăiască viața cu voi. Deci acestea a fost cuvintele care inspiră mii de oameni. Cu voi a fost Mihail Isaicul. Pace, iubire, fericire. Lăsați un like dacă v-a plăcut acest video. Scrieți în comentarii pe cine doriți să vedeți în următorul vlog și cine o să strângă mai multe aprecieri, despre ce o să facem următorul review. Așa că până duminica viitoare. Pace, iubire, fericire. Cu voi a fost Mihail Isaicul. Ne vedem duminica viitoare. Pa, pa!